Bun găsit la Prima News, doamnelor, domnilor, este ora 12 și începem cu titlurile orei. Dreapta strânge rândurile în perspectiva anului electoral. Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populară a votat pentru crearea unei alianțe politice cu USR și Forța Dreptei. Decizia a fost votată cu unanimitate de către structura națională de conducere a partidului, iar președintele Eugen Tomac a fost mandatat să reprezinte PMP în relația cu cele două partide. Alexandru Rafila a precizat că România nu va achiziționa în cantitate extrem de mare vaccinuri pentru care nu există interes la nivelul populației. Ministrul Sănătății a precizat că teoretic doar de la Pfizer ar mai trebui luate 27 de milioane de doze de vaccin anticovid-19. Mișcare importantă pe piața bancară locală. Alpha Bank România fuzionează cu UniCredit România și vor forma cea de-a treia bancă din țara noastră ca mărime din punct de vedere al activelor totale. Mișcarea face parte dintr-o tranzacție mai amplă în regiune între cele două grupuri din Italia și respectiv din Grecia. Aceasta este prima achiziție pe care UniCredit o face în 15 ani. Grecii de la Alpha Bank vor păstra o cotă de 9,9% din noua entitate și vor încasa 300 de milioane de euro în cash. Mergem mai departe. Uniunea Europeană ia în considerare extinderea plafonului de urgență al prețului gazelor naturale, care a intrat în vigoare în februarie pe fondul temerilor că războiul din Orientul Mijlociu și sabotarea unei conducte din Marea Baltică ar putea crește prețurile din nou în această iarnă, a informat duminică Financial Times. Președintele francez Emmanuel Macron va face marți o vizită în Israel, a anunțat Palatul Elysée, care confirmă un anunț făcut de premierul israelian. Într-o conversație la telefon cu Benjamin Netanyahu, Emmanuel Macron a reiterat sprijinul Franței pentru Israel în urma atacului Hamas din 7 octombrie, solicitând în același timp măsuri de protecție a civililor din Gaza. Filipine a calificat luni Beijingul drept agresor, acuzând China de creșterea tensiunilor în Marea Chinei de Sud. Filipine acuză China că a provocat o coliziune care a avariat unul dintre vasele Manilei în timpul unei misiuni de aprovizionare. O navă a pazei de coastă chineze și unul dintre vasele de aprovizionare mai mici din lemn ale Manilei au intrat în coliziune duminică, iar incidentul a atras condamnarea internațională și exprimarea îngrijorării din partea Statelor Unite, deși nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Gazprom va furniza o cantitate suplimentară de gaze Ungariei în iarna viitoare și va oferi Chinei încă 600 de milioane de metri cubi în acest an, pe lângă obligațiile contractuale. Anunțul a fost făcut de șeful grupului Alexei Miller, citat de agenția de presă rusă TASS. Continuăm cu sport. Poliaș a încheiat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1 cu FCU Craiova. Petrolul Ploiești a învins în deplasare, scor 3-1 formația Universitatea Craiova, iar FCSB a încheiat la egalitate pe teren propriu, scor 0-0 cu FC Voluntari în etapa 13-a din Superliga de fotbal. Încheiem ca de obicei cu informațiile meteo. Vremea va fi caldă pentru această dată, chiar deosebit de caldă în sud și sud-est. Cerul va fi variabil cu unele norări în sud, la munte și în sud-estul teritoriului, unde doar izolat va ploua slab. Temperaturile vor fi mai scăzute față de zilele precedente, astfel temperaturile maxime se vor situa între 17 și 29 de grade. Dimineața, izolat, se va forma ceața. Doamnelor, domnilor, după o scurtă pauză discutăm despre pensiile speciale. Există niște declarații ale ministrului Justiției, Alina Gorghiu, care într-o discuție cu comisarii europeni pentru justiție le-a transmis că legea a fost promulgată de Klaus Iohannis și că România a îndeplinit acest jalon din PNRR. Discutăm, bineînțeles, și despre cumulul pensie-salariu la stat. Vă aștept, avem o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. Sunteți mulțumiți de forma actuală a legii pensiilor speciale? Răspunsurile ca de fiecare dată pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp afișat pe ecran. Ne întoarcem după pauză la dezbatere.
Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, așa cum vă spuneam înainte de pauză, o să discutăm, încă discutăm despre pensiile speciale. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, i-a transmis Comisarului European pentru Justiție în cadrul întrevederii că a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis legea privind pensiile speciale și că România a respectat acest jalon din PNRR. Bineînțeles, o să discutăm și despre legea privind cumulul pensie salariu la stat. Invitații din această oră alături de mine în platou, Lucian Lungoș din partea Partidului Social Democrat. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Mulțumesc pentru invitație. Bună ziua. Prin Skype, Diana Buzoianu, reprezentanta USR în acest dialog. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și numai decât o să ni se alăture și Alin Igna din partea Partidului Național Liberal. Domnule Lungoci, aș trece direct la subiect. Nicio pensie nu va fi mai mare decât salariul, asta spune Alina Gorghiu, și că România îndeplinește acest jalon din PNRR. Bun, totuși, pentru cererea de plată numărul 3, mai avem de îndeplinit mai multe jaloane, dacă nu mă înșel, undeva la 9-10 jaloane mai avea de îndeplinit. Dar cum ați convins Comisia Europeană să accepte varianta asta? Pentru că în PNRR scrie clar, nicio pensie să nu aibă acea parte de necontributivitate. Toate să fie trecute pe contributivitate. Da, este foarte important că discutăm de prima lege care tratează pensiile speciale, care a trecut de Curtea Constituțională, a fost promulgată de președinte și este în vigoare. Ce obținem în mod concret? Chiar din momentul promulgării, așa cum a spus și doamna ministru, din acest moment nicio pensie a categoriilor profesionale care beneficiază de aceste pensii speciale nu va mai fi, nicio pensie nu va mai fi mai mare decât salariul net avut de angajatul respectiv. Pentru că știm cu toții că acele pensii erau mult mai mari decât salariul avut în activitate de persoana respectivă. Este foarte important de menționat faptul că ultima variantă, amendamentele depuse la Parlament, au fost făcute în așa fel încât să respecte obiecțiile Curții Constituționale și în același timp discutate, negociate, acceptate și aprobate de cei de la Comisia Europeană, astfel încât să îndeplinească cerința Comisiei Europene, acel jalon din PNRR. Faptul că prin acele amendamente și ultima variantă acestei legi, repet, acceptată și considerată ca jalon îndeplinit de către cei de la Comisia Europeană, arată că această lege satisface cerințele și exigențele celor de la Comisia Europeană. Bun. Acum e criticată în continuare legea de magistrați, de exemplu. Este criticată în continuare de către... Nu va aștepta să atace din nou? Păi nu, au depășit termenul, nu mai au ce să mai atace. Okay. A depășit, a trecut termenul de 48 de ore când puteau ataca. Legea a fost promulgată și de președintele României, acum își produce efectele. Bine, își produce efectele peste 20-30 de ani. Nu, sunt efecte imediate și sunt efecte care, dacă discutăm de egalizarea vârstei de pensionare, pentru cei din magistratură, pentru magistrați, și începând de anul acesta, în fiecare an se adaugă 4 luni la vârsta de pensionare, astfel încât să ajungă la vârsta de pensionare de 60 de ani, pentru celelalte categorii se adaugă câte 12 luni în fiecare an. Deci efectele sunt de anul acesta, dar dacă noi vrem să le prezentăm că această lege va avea efecte peste 40 de ani, asta este o cu totul altă discuție și ține de manipulare și de a păcăli oamenii. Adică, de ce? Pentru de că ce am spune? Tot auzit acest discurs că legea își va produce efecte peste 40 de ani. Nu. Păi nu, anumite legea efecte. Își produce efecte începând de a doua zi din momentul promulgării de către președinte. Și dacă discutăm de creșterea vârstei de pensionare a celor categorii profesionale, repet, chiar de anul acesta, pentru magistrați, vârsta de pensionare crește cu 4 luni. În fiecare an crește cu câte 4 luni de zile. Astfel încât să ajungă și ei la vârsta de 60 de ani de pensionare. Deci nu mă pensionez la 45, mă pensionez la 45 și 4 luni. 4 luni anul acesta, 45 și 8 luni anul viitor.
Știu că sună, nici noi nu suntem mulțumiți de această variantă. Eu și cu discutam și cu colegii de la PSD și întregul pachet, cum l-am gândit, nu asta a fost varianta pe care ne-am dorit-o, dar asta este varianta care s-a putut obține. Pentru că altfel, într-adevăr, puteam să depunem alte tipuri de amendamente mult mai drastice pentru aceste categorii profesionale, cu siguranță cădeau la Curtea Constituțională și iarăși rămâneam fără o astfel de lege adoptată, promulgată, rămâneam cu jalonul din PNRR neîndeplinit, rămâneam fără tranșa 3 de plată, aproape 3 miliarde de euro. Acum vă dați seama că nimeni, nici românul de rând, nici, nu știu, colegii dumneavoastră, nu s-ar fi așteptat, sau noi jurnaliștii, nu ne-am fi așteptat să fie eliminată partea de necontributivitate de a doua zi. Pentru păi că acest zi, lucru clar da, nu se poate. Adică n-aș vrea să cădem nici în extrema nici cealaltă, așa cum spune opoziția, de exemplu. Dar și supraimpozitarea părții de necontributivitate se aplică din momentul promulgării de către președinte. Se aplică acum. Păi da, n-ați eliminat partea de necontributivitate. Nu este eliminată total, este supraimpozitată. Păi bun, este impozitată și s-a dat exemplu pensiei, cel mai cunoscut personaj beneficiar de pensie specială, da, și lider de partid, lider al coaliției, domnul Ciucă, da, care pierdea undeva la 1700 de lei. Nu i-am făcut socoteala să văd cât pierd. I-am făcut noi. Ne-am făcut-o noi. Știți că este important cumva, dacă zicem să nu manipulăm oamenii, este foarte important să vorbim pe cifre. Haideți să nu manipulăm oamenii. Deci ați spus un lucru neadevărat, și anume că începând de când intră în vigoare această lege, nu vor mai exista pensii mai mari decât salariile. Greșit. Astăzi avem 200.000 de pensionari speciali, toți pentru care astăzi pensia lor este mai mare decât salariul. Vor putea în continuare să primească pensie mai mare decât salariul, pentru că această condiție nu li se aplică lor. Nu li se aplică pensionarilor. Legea nu se aplică retroactiv. Noi discutăm de cei care ies la pensie din acest moment. Deci eu v-am lăsat 10 minute să vorbiți. Aș fi vrut să fie clar pentru toți românii, ca să înțeleagă toți. Deci nu, vor exista în continuare mii de pensii nesimțite, uriașe, nejustificate, la care, apropo, CCR a decis că vor putea să fie inclusiv cumulate cu salariile. Domnul Enache va putea să plece liniștit în continuare cu 100.000 de lei pe lună acasă. Un judecător de la Curtea de Apel Constanța va putea să plece acasă cu 5.000 de lei suplimentar pe lună doar pentru că a stat la pensie, atenție, doar pentru că a făcut o lună la penitenciar, a fost judecător acolo, magistrat în acele condiții. Deci vor exista în continuare aceste injustiții, iar taxele care se vor aplica pentru cei care vor intra de acum încolo la pensie sunt mult prea mici. Ele, de fapt, în realitate nu scad cu adevărat pensiile uriașe. Domnul Ciucă va rămâne în continuare cu mai mult de 16.000 de lei pe lună. De la 18.000 de lei. Dumneavoastră vreți să spuneți că domnul Ciucă era pensionar special înainte când primea 18.000 de lei și brusc de mâine nu mai este pensionar special pentru că primește mai mult de 16.000 de lei pe lună? Da, vă spun eu că pentru absolut orice român care se uită la această emisiune, acest lucru este revoltător. Deci nu există varianta în care dumneavoastră puteți să vindeți proiectul acesta de pensii speciale, de eliminarea lor, ca și cum chiar au eliminat pensiile speciale. Haideți să o spunem pe șlau. Dar n-am spus lucrul acesta că am eliminat pensiile speciale. Beneficii. De fapt, nu. Au rămas beneficiile uriașe pentru foarte mulți oameni. În continuare, sistemul pensiilor este unul injust pentru majoritatea românilor. Știți care este pensia medie astăzi în România? 1960 de lei. Asta este pensia medie pentru un român care a contribuit zeci de ani de zile în România, care a muncit zeci de ani de zile și nici măcar nu se apropie de pensiile uriașe pe care, din păcate, din pixul politicienilor, au fost obținute și date mai departe, iar astăzi nu sunt rezolvate. Mă bucur că domnul Iohannis pare că este mai degrabă preocupat să promulge legi care nu fac niciun fel de reformă în România. Cu alte probleme uriașe ale României nu este atât de preocupat să ia măsuri imediat. Din păcate, chiar și dacă va fi acceptat ca un jalon îndeplinit de Comisia Europeană, injustiția din sistem nu a fost rezolvată. Și în continuare este o umilire constantă pentru pensionarii care cu adevărat au contribuit zeci de ani de zile și nu vor vedea niciodată pensiile domnului Enache și nu vor putea să beneficieze niciodată de avantajele care au fost date de PSD și PNL în ultimii 30 de ani, pentru că ei nu au fost masă și instrumentul partidelor politice. Asta este realitatea.
Bun. Da. Și eu înțeleg revolta doamnei Buzoianu și noi. Credeți-mă că nici eu nu sunt mulțumit de această variantă, dar vreau să clarificăm un lucru. Orice student la drept, în anul 1, cred că la o materie de teoria generală a dreptului, învață că legea nu se aplică retroactiv. Deci nu puteai să faci pensiile celor care au ieșit până în momentul acesta la pensie să îndeplinești acea condiție ca pensia să fie mai mică decât salariul. Ca să ne lămurim și știți foarte bine lucrul acesta. Putem să punem un procent mai mare. Și știți foarte bine lucrul acesta. Putem să punem un procent mai mare pe partea necontributivă. Bun. Pentru că noi practic avem astăzi un procent asumat de PSD și PNL de 15% pe partea necontributivă, care este un procent infim, care după cum vedeți nu va duce de fapt să fie scăzute aceste pensii. Sunt niște până la 25% impozitarea zonei de necontributivitate. Cert este că, repet, nu suntem mulțumiți de această variantă, nici noi nu suntem mulțumiți de această ultimă variantă, dar este oricum mai mult decât nimicul oferit de dumneavoastră. Pentru că și dumneavoastră ați fost 8-9 luni la guvernare, deci, în această țară, ați deținut portofoliu de al Ministerului Justiției și n-am văzut să fi mișcat ceva în sensul acesta. Faptul motivul că vă ne mulțumește că în final România are o lege care, așa cum este, totuși reduce din aceste inechități, vă deranjează. Pensii speciale este că USR a fost la guvernare 7 luni. O să ajungem și la perioada respectivă și o să ajungem, bine înțeles, și la care a votat și a creat aceste pensii speciale. Deci o să ajungem și la soluțiile USR pe această temă, pentru că trebuie să vă întreb și soluții, pentru că așa să ne traduceți ce scrie în PNRR, că trebuia eliminată partea de necontributivitate, dar fără să explicăm cum se face treaba asta. Bun, vă întreb imediat și soluții. Vreau doar o părere și de la Alin Ignat, care ni s-a alăturat. Și vă mulțumesc că ați acceptat, invitația, domnule Ignat. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Vă rog, vi se pare că au fost eliminate din inechități, așa cum spune domnul Lungoci? Practic, nu am respectat ad litera ce scrie în PNRR. Eu înțeleg că s-a ajuns la un acord cu Comisia Europeană, la o formă agreată cu Comisia Europeană. Însă nu putem spune că a fost eliminată partea de necontributivitate. Vârsta de pensionare crește, cum spunea domnul Lungoș, cu 4 luni pe an. Asta rezultă că o să iasă la pensie un magistrat, domnul, de exemplu. Andrei, o secundă, 3 secunde intervin. Vă rog. Nu puteai să pui în pericol zona de magistratură, de sistemul juridic? Exista riscul ca pentru o modificare mult mai abruptă a vârstei de pensionare, cu o zi înainte de promulgarea acestei legi, să te trezești cu foarte mulți magistrați care ieșeau la pensie să beneficieze de varianta anterioară. Dar nu zice nimeni mult mai abruptă, chiar 40 de ani. Vă rog, lămurim un pic lucrurile. Acest pericol nu exista, încep cu o mențiune legată de ce spunea domnul Lungoș, acest pericol nu exista pentru că magistrații care au vârsta de pensionare și care o aveau înainte de promulgarea legii ar fi ieșit la pensie pentru că au vârsta de pensionare. Știm foarte bine că majoritatea dintre ei abia așteaptă acest moment când vor ieși la pensie. Deci nimeni nu rămâne peste vârsta de pensionare, cu excepția celor magistrați care doresc să urmeze o carieră mai lungă în magistratură, să ajungă la înalta curte, la instanțe superioare și așa mai departe. Deci acest pericol e o temă falsă care a mai fost vehiculată și legată de polițiști și de militar și așa mai departe. Păi stați puțin, că ați făcut o afirmație. Este o temă falsă, promovată de X și Y. Sunteți reprezentant al puterii, atât dumneavoastră cât și domnul Lungoș. Cine a promovat această temă falsă? Nu știu, să știți că și în dezbaterele de la comisie am avut reprezentanții ai sindicatelor din poliție, de exemplu, la Comisia de Muncă, care ne amenințau cu această chestiune că, domne, dacă legea se schimbă prea abrupt, de mâine riscăm să rămânem fără polițiști. Nu riscăm, polițiștii când au vârsta de pensionare și stagiu, ei ies la pensie, de regulă. Adică nu stau de bună voie până la 60 de ani și acum dacă le modificam noi legea, ieșeau repede la pensie. Cine n-a ieșit la pensie, n-a ieșit pentru că n-are vârsta. Dacă s-ar fi modificat, n-ar fi putut să mai iasă la pensie. Dar aici eu aș trata lucrurile corect. Nu e normal
să modificăm de pe o zi pe alta vârsta de pensionare pentru toată lumea, pentru că nu-i normal. Pentru că cineva care optează pentru o carieră în poliție, în magistratură, o carieră militară și așa mai departe, optează pentru asta din capul locului, cunoscând niște avantaje, niște dezavantaje, niște interdicții, că trebuie să vorbim și despre ele. Aceste profesii au interdicții de a avea firme, de a desfășura activitate privată, de a face orice altceva în afară de asta și eventual o carieră universitară. Deci sunt și foarte multe interdicții care vin la pachet. Cine pleacă la un astfel de drum, pleacă cunoscând toate aceste lucruri. De asta nu puteam să modificăm de pe o zi pe alta vârsta de pensionare. Să-i spunem cuiva care a îndeplinit o activitate până acum și era în pragul pensiei, să-i spunem nu mai poți ieși la pensie, acum ieși peste 15 ani. Nu era normal. În altă ordine de idei, această lege este cu siguranță și o realizăm toți, o variantă de avarie. Nu este nici de cum o variantă care să rezolve problema în integralitate, să scăpăm de inechități și așa mai departe. N-a asumat nimeni asta. Dar dați-mi voie să-i dau dreptate și doamnei Buzoianu când spune că PNRR are un rol foarte important în ceea ce se întâmplă cu reformele astăzi în România. Sigur că ar trebui să se întâmple mult mai repede și aștept și am și eu o nemulțumire dacă discutăm astăzi de faptul că s-ar putea să nu mai putem să le dăm măririle profesorilor de la anul, că nu-i gata legea salarizării. Astea sunt niște lucruri din punctul meu de vedere de neacceptat. Odată ce noi ne-am înțeles cu dascălii pe niște chestiuni, dar revin. Deci faptul că guvernarea cu premier liberal, cu ministrul USR la fonduri europene, nu neagă nimeni, a făcut un PNRR prin care această țară își asumă niște reforme, iar indiferent cine vine după la guvernare, e ținut de aceste reforme, condiționat fiind de bani europeni, eu zic că e un lucru bun. Deci PNRR este un lucru bun, indiferent. Știu că sunt și colegi de la PSD și de la PNL care mai spun că PNRR-ul nu e bun. E bun. Sunt lucruri acolo care meritau o atenție mai sporită și probabil o altă formă, dar în esență suntem astăzi în fața unor reforme pe care suntem gata să le facem datorită acestui program. Da? Așadar, în concluzie, opinia mea asta este că e o lege care, mă rog, rezolvă în mică măsură problema, dar e un pas înainte, evident, și cred că trebuie să ne aplecăm foarte bine întreaga clasă politică pe ceea ce înseamnă reforma constituțională și implicit reforma Curții Constituționale. Că să nu-mi spună mie cineva că lucrurile sunt analizate cu obiectivitate acolo, câtă vreme acolo avem beneficiar de pensii speciale, acolo avem beneficiar de cumul pensie-salariu, nu cred că lucrurile pot fi tratate cu obiectivitate. Și atunci cred că ar fi bine poate să regândim sistemul prin care desemnăm membrii Curții Constituționale, să ne ajungem într-o bună zi să ne desemneze pe noi Parlamentul Curtea Constituțională. Că așa mi se pare că uneori e un fel de mic parlament, Curtea Constituțională, și cred că e cam puțin 9 oameni să legifereze în România. Bun, domnule Ignat, acum e interesant ce ne spuneți vis-a-vis de guvernarea PNL-USR-UDMR, în contextul în care l-am ascultat chiar aici la Prima News pe Marcel Ciolacu, care cel puțin pe zona economică, pe zona de deficit, dădea vina pe guvernarea de dreapta, fie guvernarea Orban, fie guvernarea Câțu. Acum și pe pensiile speciale, na, putem duce discuția mai departe, dar asta doar așa o mențiune la ce ați spus mai devreme. Da, fac și eu o mențiune, dacă tot ați adus vorba. Domnul Ciolacu, sigur că poate să spună orice, hârtia, ecranul, suportă orice, nu-i problemă. Ideea este că trebuie să ne uităm să vedem când a fost declanșată procedura de deficit excesiv în România și în urma căror măsuri, da? Că guvernul Orban venise în decembrie 2019, noiembrie. N-are legătură procedura de deficit excesiv, guvernul venise de 2 săptămâni. Deci nu putea fi din cauza asta, dar eu nu sunt omul care să caute vinovați în trecut, în așa, dar trebuie să fim corecți cu adevărul istoric. N-are legătură nici PNRR-ul cu măsurile fiscale de acum. Măsurile fiscale de acum sunt cauzate de un buget prost făcut, niște măsuri apoi luate, vouchere, creșteri, carduri de energie și așa mai departe, pe un buget făcut prost și nerealist, și acum ne trezim că nu sunt bani. Păi nu sunt bani.
pentru că am dat de vouchere pentru toată lumea, bani de unde nu aveam. Bun, acum aducând discuția mai departe, trebuie să fim realiști, cel puțin pe partea de buget. Mi-l amintesc clar pe Nicolae Ciucă, premier la acea vreme, cum lăuda bugetul și cum spunea că este un buget foarte bun. Adică nu cred că ar trebui aruncat totul doar în cârca ministrului de finanțe de la acea vreme, pentru că e o vină colectivă. Ministrul de finanțe face bugetul împreună cu echipa sa, primind niște estimări de pe la celelalte ministere, inclusiv de la ministerele deținute de Partidul Național Liberal. Bugetul a fost asumat inclusiv de premier, de Nicolae Ciucă, cum spuneam la acea vreme, și mi-amintesc clar cum lăuda bugetul când toată lumea spunea că este un buget nerealist. Adică trebuie să spunem adevărul până la capăt și din perspectiva asta. Da, doar că domnul Ciucă nici nu e finanțist și a avut încredere în ministrul de finanțe și nici nu știa detaliile. De vă dau un exemplu, faptul că bugetul a fost construit pe o inflație cu două cifre care nu s-a mai întâmplat. Deci nu cred că... Cred că e o chestiune și de încredere la nivel de echipă guvernamentală la un moment dat. Bun. Să revenim la pensiile speciale. Doamna Buzoianu, vă întrebam soluții. Cum vedea USR-ul varianta de luat în calcul? Pentru că, repet, trebuie să fim realiști. Nu puteam elimina pensiile speciale, mă rog, partea de necontributivitate de a doua zi, să creștem vârsta de pensionare, să intrăm așa într-o zonă, să intrăm cu secera și să creștem vârsta de pensionare de a doua zi, gata, toată lumea să iasă la 65 de ani la pensie. Bun. Uite, o să vă dau un exemplu, că este foarte ușor de înțeles diferența între proiectele depuse de PSD, de exemplu, și proiectele depuse de către USR. Când a fost discuția pe pensiile parlamentarilor, am avut mai multe proiecte, inclusiv un proiect asumat de către PSD, care a fost apoi declarat neconstituțional. S-au lăudat atunci că este cel mai bun proiect posibil. Noi am zis că va fi neconstituțional. A fost declarat neconstituțional. Ulterior, USR a depus un proiect perfect constituțional, pe care PSD și cu PNL l-au blocat la biroul permanent, nu l-au pus un an de zile pe ordinea de zi, nici măcar nu l-au băgat în comisie. Așa au înțeles ei să-și exercite puterea în Parlament, încălcând absolut orice fel de regulament. D'accord. Când s-au prins că este prea complicat să mai țină aceste pensii, au dat copy-paste la proiectul USR, au depus un proiect PSD și l-au trecut frumos prin toate comisiile, proiect care, ce să vezi, este astăzi constituțional, astăzi îndeplinește toate condițiile, astfel încât parlamentarii să nu aibă pensii speciale. Asta deci, în zona parlamentarilor. Dar nu acolo au fost problemele. Și proiectele depuse de către USR au schimbat, măcar pe bucățica de pensii pe parlamentari, au făcut posibil să nu mai poată să fie declarat neconstituțional. De acord, dar nu de acolo au venit tensiunile. Tensiunile au venit din zona magistraților și așa mai departe, unde acolo erau probleme, da? Și până la urmă, cum spunea și domnul Ignatie, până la urmă niște magistrați bifează, votează dacă își elimină sau nu beneficiile. Adică e cumva și un mic conflict de interese aici, dacă putem spune așa. Dar vă rog, personal sunt perfect de acord cu domnul Ignat când spune că este nevoie de o reformă a Curții Constituționale. Este nevoie de o reformă. Este clar că astăzi o mână privilegiată de oameni adică care... Adică ne întrebăm cine legiferează în România, Parlamentul sau Curtea Constituțională? Că cel puțin pe anumite subiecte pare că legiferează Curtea Constituțională. Păi pe acest subiect, în mod evident, cred că toți românii și-au dat seama că a fost făcut o nedreptate. Mai ales că Curtea Constituțională, ca să dea aceste legi, a cam încălcat niște decizii pe care le-a dat ea anterior. Adică, cumva, a interpretat în sens opus a față ceea ce a interpretat cu câțiva ani anteriori exact aceleași prevederi. Deci, știți, cumva aici această interpretare că ei au zis că drepturile odată câștigate sunt pe viață câștigate, dar aici nu e vorba de niște drepturi, știți, aici au fost niște beneficii total injuste și nu putem să creăm, domnul Drulă zicea foarte bine, o republică a beneficiilor. Păi nu se poate crea o republică a beneficiilor. Haideți să încercăm să gândim legile României pentru a proteja și pentru a face dreptate pentru români, nu pentru o mână de oameni. Și da, este adevărat, avem nevoie de o reformă a CCR. Noi am depus mai multe amendamente, inclusiv am propus
eliminarea unor amendamente care au fost depuse în proiectul acesta asumat de lege cu pensiile speciale. Una dintre amendamente prevedea, care a fost depus de către PSD, prevede inclusiv ca bază de calcul includerea sporurilor nepermanente pentru magistrați atunci când se vor calcula pensiile. Nu există nimic în decizia CCR care ar fi justificat includerea acestor sporuri nepermanente care vor crește pensiile în continuare pentru magistrați și care vor crea practic o formulă specială în continuare pentru magistrați. Noi am propus să fie eliminat acest amendament. Evident că el nu a fost eliminat, ci a fost lăsat în continuare acolo. 20 de ani era un calendar extraordinar de mare pentru magistrați. Da, este adevărat că nu puteai să faci această modificare de pe o zi pe alta, dar putea să fie făcută în 5 ani, în 10 ani, într-un termen mult mai rezonabil. Noi trebuie să ne gândim că în 2062 abia vom vedea rezultatele acestei legi care, apropo, se poate modifica de 500 de ori până ajungem noi în acel punct. Corect. Și putem, eu nu putem cred să o modificăm, poveste, dar să o modificăm într-un sens pozitiv, nu într-un sens. Da, putem să ne imaginăm că poate fi modificată și în sens negativ, adică după 2026 să le reintroducem sau să abrogăm legea. Și săptămâna viitoare se poate teoretic întâmpla acest lucru. Eu cred că este un mare pas, repet, avem pentru prima dată când o astfel de lege, care într-adevăr nu echilibrează sistemul, nu înlătură definitiv inechitățile, dar avem o primă bătălie câștigată cu aceste pensii speciale, cu acest sistem care s-a înrădăcinat și care a știut să-și creeze apărare în toată această perioadă. Vedem această apărare pe care o au la Curtea Constituțională și eu nu m-aș duce în zona... Nu știu, cei de la Curtea Constituțională nu sunt ok. Eu m-aș duce în zona de magistrați prin care de fapt ei au atacat această lege la Curtea Constituțională. Că nu a fost atacată... A fost atacată de judecătorii de la CCR. Corect. Nu a fost, dar ea nu a fost atacată de Avocatul Poporului. Nu a fost atacată de partide parlamentare. O categorie profesională a decis prin înalta curte de casație și justiție să atace această lege. La fel, aceeași categorie profesională a atacat la Curtea Constituțională și legea care interzice cumului pensiei cu salariul la stat. Aceeași categorie profesională. Ori aici, eu aici aș intra puțin în discuție. Faptul că Curtea Constituțională dă niște decizii, judecă și dă decizii, ele sunt obligatorii pentru toată lumea. Ne plac, nu ne plac, aceste decizii sunt obligatorii. Avem o lege fundamentală a țării, Constituția, și avem un organism, garantul Constituției, Curtea Constituțională. Nu putem, când ne place, să spunem că e ok, când nu ne mai place o decizie, să spunem că Curtea nu funcționează cum trebuie. Nu, este, dar nu o decizie și trebuie respectată. Nu e vorba de dacă ne place sau nu ne place, este vorba de rapoarte care sunt scrise de judecători de la CCR, care au multiple mandate politice de parlamentar. Domnul Enache are 3 mandate de parlamentar, unul dintre ele este la PSD. Are o pensie specială și un cumul de pensie cu salariu de 100.000 de lei pe lună. Acest om are un dubiu uriaș în ochii oricui. Deci nu este că în ochii USR, nu în ochii parlamentarilor de la USR sau membrilor USR, este în ochii oricui ai merge pe stradă și ai întreba, este un dubiu uriaș că acest om ar fi putut să dea o decizie obiectivă, având în vedere că această decizie ar fi afectat direct veniturile lui. Și mai ales având în vedere că acest om are legătură foarte directă. Foarte dacă doriți o replică, dar foarte scurt. Nu doar de o replică, eu vreau să mă uit mereu optimist la viitor. Noi am văzut din această bătălie pe care am purtat-o cu zona de magistrați, arbitrată de Curtea Constituțională, mai părtinitor, mai nepărtinitor, asta rămâne din opinia fiecăruia. Am văzut care sunt argumentele și care sunt prevederile în Constituție care apără această zonă. Eu cred că putem, nu știu, dacă anul viitor e un an electoral, poate anul celălalt, o analiză de pertinentă, foarte apăsată, a unor specialiști în drept constituțional, care să analizeze apărarea pe care și-au făcut-o magistrații bazată pe niște prevederi din Constituție, dacă reușim să identificăm acele puncte puternice ale lor și slabe pentru trecerea unei astfel de legi, înlăturăm acele puncte din Constituție sau le modificăm, astfel încât să îmbunătățim legea, că ea poate fi amendată în continuare peste 2 ani, peste 3 ani de zile, astfel încât dacă este atacată la curte să nu pice. De acord. Domnule Ignat, mai avem 2-3 minute. Aș vrea să
Știu dacă pe partea cealaltă, pe zona de cumul, pensie, salariu, în ce stadiu este modificarea, sau mă rog, în forma dată de Curtea Constituțională, pentru că cum a ajuns acolo spune că e neconstituțională, practic, adică rămâne în continuare permis cumulul salariu-pensie la stat. Da, acest proiect n-a ajuns încă la, cel puțin nu la comisiile noastre de la Camera Deputaților pentru a fi pus în acord cu decizia Curții. Da. Dar aș sublinea și eu același aspect. Mi se pare, da, nu e ilegal astăzi, dar mi se pare imoral să te pensionezi de la înalta curte, de exemplu, din postura de magistrat, da, ești pensionar. Se presupune că fiind pensionar, nu mai dorești să exerciți. Sau nu mai poți să exerciți munca, ai ajuns la... Sau nu mai poți, da, corect. După care te duci tot ca magistrat, sigur, judecător constituțional, te duci la Curtea Constituțională, pe care chiar o prezidezi. Ce să vedeți? Păi, dacă asta e normal, deci îți iei o asemenea responsabilitate de a fi președintele Curții Constituționale, pe care poți să o duci la îndeplinire și în același timp tu ești pensionat, este o chestiune profund imorală. Da. Da? Deci noi putem să discutăm până mâine, până poimâine despre toate aceste lucruri. Nu e normal ca în sistemul bugetar să revii după ce te-ai pensionat. Vom vedea când va ajunge proiectul la Comisia de Muncă, să vedem care sunt exact criticile aduse de Curtea Constituțională și ce putem să facem să... Păi da, nu l-ați auzit pe domnul Enache că le este încălcat dreptul la muncă. Dreptul la muncă și dreptul la pensie. Dreptul la muncă și dreptul la pensie. Au dreptul la muncă în privat. În sectorul privat. Privat, exact. Da, noi nu ne dorim privat, să interzicem cuiva vreun drept. Nici cel la muncă, nici cel de la pensie. Dar dacă ai ieșit la pensie din zona publică, te poți rămâi la te pensie angajezi, sau rămâi angajat, sau dar n-ai pensie. Sau angajează-te, da, dar la zona privată. Ideea nu este să te interzice cuiva un drept, ci faptul că statul nu își permite să susțină două forme de venit pentru aceeași persoană, adică și pensie și salariu, iar în acel moment statul îți spune ție, angajat al statului și pensionar al statului, să optezi între unul din cele două venituri. De acord, rămâne de văzut cum va arăta și forma modificată acestei legi. Vă mulțumesc, domnule Ignat, domnule Lungoci, doamnă Buzoianu. Vă aștept după pauză cu titlurile orei 13. Ne-am întors în direct cu titlurile orei 13. Dreapta strânge rândurile în perspectiva anului electoral. Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populară a votat pentru crearea unei alianțe politice cu USR și Forța Dreptei. Decizia a fost votată cu unanimitate de către structura națională de conducere a partidului, iar președintele Eugen Tomac a fost mandatat să reprezinte PMP în relația cu cele două partide. Alexandru Rafila a precizat că România nu va achiziționa în cantitate extrem de mare vaccinuri, pentru care nu există interes la nivelul populației. Ministrul Sănătății a precizat că teoretic doar de la Pfizer ar mai trebui luate 27 de milioane de doze de vaccin anticovid. Depozitele rezidenților clienți neguvernamentale au crescut în luna septembrie 2023 cu 2,7% față de luna anterioară, până la aproape 548 de miliarde de lei, iar față de aceeași perioadă anului anterior s-au majorat cu 11,4%, informează Banca Națională a României. Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de circa 69% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu aproape 4% față de luna august 2023. Uniunea Europeană ia în considerare extinderea plafonului de urgență al prețului gazelor naturale, care a intrat în vigoare în februarie, pe fondul temerilor că războiul din Orientul Mijlociu și sabotarea unei conducte din Marea Baltică ar putea crește prețurile din nou în această iarnă, a informat duminică Financial Times.
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, a cerut luni un armistițiu între Israel și gruparea islamistă Hamas pentru a se putea transporta mai multe ajutoare în fâșia Gaza. Acum cel mai important lucru este ca asistența umanitară să ajungă în fâșia Gaza, a declarat șeful diplomației europene înaintea reuniunii de la Bruxelles a miniștrilor de externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Filipine a calificat luni Beijingul drept agresor, acuzând China de creșterea tensiunilor în Marea Chinei de Sud. Filipine acuză China că a provocat o coliziune care a avariat una dintre basele Manilei în timpul unei misiuni de aprovizionare. O navă a paței de coastă chineze și unul dintre basele de aprovizionare mai mici din lemn ale Manilei au intrat în coliziune duminică, iar incidentul a atras condamnarea internațională și exprimarea îngrijorării din partea Statelor Unite ale Americii, deși nimeni nu a fost rănit în urma incidentului. Prinsă de, pe picior greșit de progresele rapide făcute de celelalte companii în ceea ce privește inteligența artificială, Apple a decis să investească sume mari de bani în acest domeniu pentru a recupera terenul pierdut. Inteligența artificială a devenit o prioritate pentru Apple după ce compania a fost luată prin surprindere de succesul ChatGPT și a soluțiilor altor companii de tehnologie. Investițiile Apple în inteligență artificială sunt acum pe punctul de a ajunge la $1 miliard pe an. Continuăm cu sport. Poli Iași a încheiat la egalitate pe teren propriu, scor 1-1 cu FCU Craiova. Petrolul Ploiești a învins în deplasare, scor 3-1 formația Universitatea Craiova, iar FCSB a încheiat la egalitate pe teren propriu, scor 0-0 cu FC Voluntari în etapa 13-a din Superliga de fotbal. Încheiem ca de obicei cu informațiile meteo. Vremea va fi caldă pentru această dată, chiar deosebit de caldă în sud și sud-est. Cerul va fi variabil, cu unele înorări în zona de munte și în sud-estul teritoriului, unde doar izolat va ploua slab. Temperaturile vor fi mai scăzute față de zilele precedente, astfel că vor fi maxime ce se vor situa între 17 și 29 de grade. Dimineața, izolat, se va forma ceață. Discutăm în minutele următoare despre situația din Israel și despre cum se împarte lumea în două categorii, democrații și autocrații. Vedem o vizită destul de interesantă și va fi interesant să dezbatem vizita ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, în Iran. Și avem și o întrebare pentru dumneavoastră cei de acasă. De ce credeți că l-a trimis Vladimir Putin pe Sergei Lavrov în Iran? Bineînțeles, în contextul războiului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas. Răspunsurile pe pagina de Facebook Prima News sau pe numărul de WhatsApp. Ne întoarcem la dezbateri după o scurtă pauză. Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, și privim cu atenție asupra situației din Israel. O situație tot mai tensionată între Israel și gruparea teroristă Hamas. Vedem și reacții diverse în mai toată lumea. Sunt proteste pro-palestiniene. Se discută despre cum poate să ajungă convoaiele umanitare în fâșia Gaza, unde, din păcate, și populația civilă are de suferit în aceste confruntări. Pe de altă parte, vedem că lumea pare că se împarte în două categorii, democrații și autocrații, în timp ce reprezentanții lumii libere, reprezentanții democratici, au vizitat Israelul și vizitează în continuare Israelul, mă refer aici la președintele american Joe Biden, vedem întâlniri și în rândul dictatorilor, da? Vladimir Putin cu Xi Jinping, acum Vladimir Putin și-a trimis ministrul de externe în Iran și va fi foarte interesant de urmărit această vizită și comentată, evident, în contextul tensiunilor dintre Israel și Hamas, pentru că
Încă de la început s-a vehiculat numele Iranului ca fiind promotorul acestor tensiuni și ca ar susține, și de altfel am văzut și declarații de susținere pentru gruparea Hamas. Invitatul de la această oră, pentru început discutăm cu colonelul Ion Petrescu, analist militar. Mulțumesc, domnule Petrescu, că ați acceptat invitația. Am onoarea să vă salut, mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule Petrescu, s-a discutat foarte mult despre invazia, despre debutul invaziei izraeliene în fâșia Gaza. Cum spuneam, lucrurile se mișcă și la nivel de vizite, o să dezbatem puțin și acest lucru. Însă ne întrebăm, a ratat Israel momentul invaziei? Pentru că au trecut, da, suntem pe 23 octombrie, atacul a fost pe 7 octombrie, atacul din partea Hamas. În primul rând că Israelul, ca și alte țări, inclusiv România, acționează într-un mediu specific în care a trebuit să țină cont de opiniile unor terțe țări, cum este partenerul strategic, Statele Unite ale Americii. Și bine a făcut că a ținut cont de sfaturile președintelui Biden, pentru că nu se puteau lua decizii care după aceea să aibă efecte de o factură negativă pentru statul Israel. În definitiv, în zona aceea, Israelul trebuie să țină cont și de interesele legitime naționale ale vecinilor săi. Sigur că statul agresat a fost statul israelian și numărul mare de victime arată faptul că cei care au comis asemenea acte sunt criminali de război, trebuie nu numai scoși din ecuația viitorului Gaza, dar trebuie să și răspundă pentru faptele lor. Altfel, vor fi încurajați pe alte meridiane cei care ar fi tentați ca prin crimă să rezolve o serie de frustrări. Aici este vorba de o organizație Hamas care a dorit să se substituie forțe de influențare a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, care știm că a fost condusă de un prieten la vremea respectivă a României, Yasser Arafat, și într-un context în care conducătorii de la București puteau să-și pună un punct de vedere și să influențeze în bine spre negocieri care nici astăzi nu pot fi evitate, părțile implicate. Dumneavoastră ați pornit acest dialog de la ideea că ministrul rus de externe s-a dus în Iran. E un demers pe plan civilizațional necesar. Pe planul intereselor geopolitice al Federației Ruse, probabil că prima întrebare a lui Lavrov către omologul său iranian va fi cu ce putem să vă ajutăm, deoarece și Iranul a ajutat Federația Rusă pe timpul conflictului din Ucraina. Dar să nu ne pripim cu concluziile, pentru că viața bate filmul. Și am văzut că anumite intenții avea președintele Biden când a sosit în vizită în Israel și ulterior, stând de vorbă cu interlocutorii oficiali, a ajuns la alte concluzii. I-a sfătuit să facă un demers în această operațiune din Gaza care să fie unul realist, adică să nu ducă la noi victime în rândul civililor din Gaza, și armata să fie bine antrenată. Când vorbim de antrenamentul armatei, e vorba să nu se tragă foc friendly, adică foc către trupele proprii, să fie evitați civilii din raza de acțiune armelor și mai ales să fie depistate locațiile unde se aflau sau se vor afla luptătorii Hamas, dar și adăposturile lor de armă, de hrană, de apă, centralele lor electrice. Este o operațiune foarte dificilă, mai ales că scopul ei este de a aduce în viață pe o parte dintre cei care se fac responsabili de crimele inițiale din 7 octombrie. Sigur că există tentația de a se vorbi de o nouă ordine mondială, dar reamintesc celor interesați că e un concept lansat de Moscova și pornește din dorința de a se termina cu ceea ce la Kremlin se numește hegemonia americană. În același timp, tot Moscova este cea care vrea să aibă un cuvânt, dacă se poate ultimul, într-o serie de dosare geopolitice de interes major. Și aici mă refer nu numai la situația din Ucraina, inclusiv la situația din Orientul Mijlociu. Să nu ne uităm discursul lui Putin, care spunea cu câteva zile în urmă
că are mari rezerve privind eficiența operațiunii armate israeliene în Basra, în orașul Basra, și până la un punct avea dreptate, pentru că și armata rusă a avut mari probleme în orașele ucrainiene. A înaintat cu blindate, fie acestea și tancuri Merkava, printre blocuri, în blocuri de la diferite etaje, putând fi cuiburi de mitraliere ale Hamas sau lunetiști ale Hamas, care evident că ar vâna tanchiștii și militarii care se afla pe aceste tancuri, înseamnă a expune armata israeliană unui viitor număr de pierderi care ar putea să fie de un anumit nivel, deloc în favoarea efortului Israelului de a pedepsi pe cei care au organizat un atac criminal. Din perspectiva acestei opoziții între democrații și autocrații, și România a trăit până în decembrie 1989 într-o autocrație, știm foarte bine, a fost o explozie socială necesară care a dus la locuirea autocrației cu democrația. Și în principiu, fiecare națiune are dreptul de a-și alege calea de dezvoltare proprie. E adevărat că în zona arabă, după cum au demonstrat-o și mișcările de primăvară, mișcările din perioada primăverii arabe, mulțimile pot fi scoase în stradă, dar trebuie să fie animate de mai binele public, de mai binele societății în care trăiesc. Aici nu este vorba doar de lichidarea unor dictatori, și de schimbarea unei mentalități. Ori mentalitatea nu se schimbă peste noapte și nici la ordin. Observăm însă că în Orientul Mijlociu, dacă ne uităm la strigătele de Allahu Akbar, cel care dă ordin ipotetic este Allah, adică Dumnezeul lor, al musulmanilor, numai că de la Dumnezeul musulmanilor până la credincioși sunt foarte mulți molași, cum sunt în alții prelați din Iran, de la Teheran. Și aceștia sunt cei care, din nefericire, uită că primele victime ale confruntării dintre musulmani și cei de altă credință sunt tinerii. Da. Ori dispariția tinerilor înseamnă familii ratate, înseamnă copii care vor crește fără taților, familii destrămate și marcate de drame care nu pot fi oricum trecute cu vederea. Este o situație în care și superputerile lumii, și mă refer aici la Statele Unite, la Federația Rusă, la China, manifestă prudență, deoarece nici la Moscova, nici la Beijing, nici la Washington DC nu se dorește, în mod logic, angrenarea într-un conflict care n-a fost provocat de niciuna dintre cele trei puteri, dar care poate servi intereselor geopolitice a unei capitale sau alteia din zona arabă. În esență, este dreptul națiunilor să-și aleagă calea de dezvoltare și sistemul în care vor să trăiască. În același timp, această opoziție între autocrații și democrații va continua pentru simplu motiv că există încă state puternice care au autocrații vizibile, mă refer la Federația Rusă, la Republica Populară Chineză, la Republica Populară Democrată Coreeană, și democrații care nu cedează, nu pleacă fruntea, nu pleacă capul în fața acestor momente tragice și în fața acestor amenințări de schimbare prin forță a orânduirii în anumite state. Și aici mă refer la democrațiile din Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Germania, Franța, care sunt democrații puternice în constelația statelor care alcătuiesc comunitatea transatlantică, NATO fiind cea mai puternică alianță politico-militară de la ora actuală. Repet și în emisiunea dumneavoastră, deși sunt un fost militar, nu confruntarea militară este soluția viitorului, ci coexistența, pe cât posibil pașnică, și conlucrarea, începând de la atingerea unor obiective științifice la menținerea păcii în zone mult disputate. Și s-a văzut de pildă că atunci când au avut loc schimbări de lideri în Libia, în Irak, acolo s-a ajuns la consensul pe plan internațional privind necesitatea de a se termina, de a se lichida cu o anumită conducere ostilă a propriei națiuni și de a se încuraja instituirea
unor sisteme democratice care să permită consultarea națiunilor respective și venirea la puterea unor oameni care, sigur că aveau mai puțină experiență, dar nu erau tentați de modelul dictatorial, modelul autocratic, ci mai degrabă de recursul la înțelepciunea colectivă a națiunii din care făceau parte. Bun. Care ar fi soluțiile în acest conflict și dacă vedeți vreun risc, nu știu, în cazul în care va începe până la urmă această invazie după ce vor fi evacuați civilii de acolo, dacă vedeți riscul intervenției altor state, precum Iranul, de ce nu Libanul, pentru că au fost niște atacuri inclusiv pe teritoriul Libanului, unde acționează gruparea Hezbollah, cel puțin în zonele în care este prezentă gruparea Hezbollah. Pe de altă parte, cu cine ai putea negocia? Pentru că s-a tot vorbit de negocieri. Cu cine ai putea negocia? Nu știu, dacă am fi autoritățile izraeliene, cu cine ar putea negocia? Pentru că Hamas, dacă ne uităm pe revendicările Hamas, ei vor teritoriu practic de la râu până la mare, adică de la râul Iordan până după fâșia Gaza, ceea ce practic ia dreptul Israelului de a exista, dacă stăm să ne gândim. Ca unul care am avut șansa creată de armata română să poposesc în Israel și să fiu oaspetele colegilor din armata israeliană, vreau să vă spun că de acolo lucrurile se văd altfel decât de la București. Deci au la nivelul armatei israeliene, Tzahal, forțele de apărare ale Israelului, un grup de negociatori care au și contactele și experiența pentru începerea unor asemenea discuții ori de câte ori se pune problema schimbării unor insurgenți musulmani cu ceea ce poate oferi partea opusă. De data asta Hamasul are 200 de ostateși, dar ei pot fi schimbați pe ceea ce au sugerat cei din Hamas, ar fi vorba între 500 la 6000 de militanți islamici aflați în închisorile israeliene. Deci există cei care pot negocia cu partea care a declanșat aceste zile sângeroase. Trebuie să existe voință politică. Acum, într-un război, cum zice francezul, la guerre comme à la guerre, dacă a început, pornești de la realitatea. Vrei să mai salvezi niște vieți, cum e vorba de viețile ostaticilor, mulți dintre ei copii rămași fără mamă, fără tată, atunci accepți să faci un schimb, să ții cont și de ceea ce cere cealaltă parte. Aici nu e vorba într-un moment în care se fac negocieri de a da câștig de cauză unei tabere sau celelalte tabere, ci de a căuta să ajungi la un modus vivendi astfel încât, cel puțin pentru o perioadă de timp, să fie diminuată tensiunea care provoacă în mod firesc tentația de recurgere la mano militare și de aici la noi victime este doar un simplu pas. Deci, pot fi negocierii, există oameni care să negocieze la diferite nivele, ce am vorbit-o e la nivel militar, dar sunt și capacități de negociere pe plan diplomatic. Problema este doar să se renunțe la prejudecăți, de genul nu discutăm cu voi. Ba discutăm, pentru că e vorba de viață și moarte și atunci când aperi viața unora care sunt marcați acum de ceea ce vedem și pe micul ecran, de explozii, de bombardamente, de rafale de arme de automate care nu se văd, dar se aud, tot interesul celui care intervine pentru a calma situația și de data asta armata Israelului are misiunea de a pacifica Gaza. A pacifica Gaza înseamnă a elimina elementele purtătoare de arme și de a institui acolo o ordine, ordinea specifică statului israelian. Cealaltă problemă, cine va conduce Gaza, se va stabili la momentul oportun, dacă vor fi noi alegeri, în ce condiții, cine vor participa la alegerile respective. Deocamdată trebuie dezarmați teroriștii și, așa cum zicea premierul israelian, eliminarea organizației Hamas este una de natură obiectivă,
și menită să părească populația israeliană, populația civilă, de actele criminale ale unora care, în afară de o îndoctrinare de care au avut parte din partea unor oameni în vârstă din societatea lor și care nu aveau nimic ce pierde decât calitatea lor de preoți ai comunității locale să își exprime frustrările și să îndemne pe alții, nu propriile lor persoane, să pună mâna pe arme. Se poate negocia, se poate ajunge cu prezența internațională la o serie de înțelegeri utilibile ambelor tabere. Ce vrea Israelul de la lumea arabă? Recunoașterea. Și acest proces a început. Ce vrea comunitatea palestiniană de la Israel? Recunoașterea dreptului la existența statului palestinian. Și la întrebarea de ce neapărat stat palestinian, pentru că un stat palestinian cu armată și poliție proprie va avea instrumentele utile, necesare pentru a reacționa palestinian contra palestinian atunci când mișcările insurgente ar fi tentate să reia asemenea acte criminale. Și atunci n-ar fi o confruntare între Israel, care este perceput în lumea arabă ca expresia diavolului, adică a celor sprijiniți de către americani, eternul inamic al statelor arabe, deși președinții pe care am văzut atât Trump cât și Biden își doresc un dialog constructiv și în același timp eficient cu liderii statelor arabe. Deci, revenind, se poate negocia, este necesar să se ajungă la dialog și aceste negocieri trebuie să vizeze nu numai eliberarea ostaticilor, ci și la nou cadrul politic, geopolitic, care ar putea duce în această zonă eliminarea suspiciunii, eliminarea temei de invazie, eliminarea fricii de noi asemenea atacuri. Am fost la zidul care desparte statul israelian de teritoriile arabe învecinate. El este supravegheat video și aici am și pentru mine o întrebare, cum a fost posibil să vină acei luptători islamici cu parapantele și motocicletele și să treacă peste zid. Pentru că sistemele video instalate pe zid permit alarmarea în timp real a efectivelor unităților care sunt alocate pentru a respinge asemenea incursiuni militare. N-am un răspuns acum. Probabil că vom afla un răspuns în perioada în care și premierul va explica public, mă refer la premierul Israelului, deși a primit informații de la Mossad, de la Shin Bet, că e posibil acest atac, totuși reacția lui nu a fost pe măsura evenimentelor. N-a dat un ordin imediat și vom afla care a fost motivația pentru care nu a reacționat la timp, pentru că armata israeliană să intre în dispozitiv, cum este acum, și să fie în măsură să dea riposta cuvenită celor care s-au constituit în agresori. Indiferent de țară, agresiunea împotriva unui stat independent trebuie să primească o replică dârză de la militarii care apără țara respectivă. Asta este misiunea lor. Bun, eu am văzut, vă rog. Eu am văzut în armata israeliană atât fete cât și băieți. Este o atmosferă deosebită în unitățile lor. Prezența fetelor aduce eleganță și determină un anumit tip de limbaj, lucru care s-a întâmplat și în armata română, când au fost acceptate în liceele militare și apoi în academiile militare fetele. Prezența fetelor, a femeilor, umanizează mediul militar. Deci din acest punct de vedere să nu uităm că tinerii și aici băieții în armata israeliană fac 3 ani stagiu militar, iar fetele 2 ani. Da. Majoritatea celor care vin să îmbrace uniforma armatei israeliene sunt tineri care trăiesc în statele Europei, cum ar fi Elveția, vorbesc mai multe limbi, engleza, franceza, germana, au perspectiva civilizației reale care există într-o societate sau alta, deci vin cu o viziune democratică în propria lor țară. I-am văzut predispuși la dialog, la a înțelege mai bine istoria țării care îi aparțin prin natura comunității de limbă și de asumare a înaintașilor, și în același timp cu dorința ca uniforma lor să fie marcată de onoare, adică să-și facă datoria acolo unde sunt trimiși. Deci Israelul a găsit acea formă de a avea
instituții puternice care să răspundă unor asemenea agresiuni. Vom asista în următoarele zile ale acestei operațiuni la ceea ce aș numi, dacă îmi permiteți, demantelarea forței teroriste denumită Hamas. Asta înseamnă depistarea punctelor lor de rezistență, a depozitelor și a tuturor dotărilor pe care le-au avut la dispoziție pentru ca să facă și acțiuni de genul cele pe care o transmiteți acum cu trecerea de unul dintre zidurile care constituie o barieră în calea venirii civililor din zona arabă în zona israeliană. Dar dincolo de aceste ziduri există totuși și un limbaj al cetățenilor palestinieni cu cetățenii israelieni care ține de viața zilnică. Dacă este aprovizionată sau nu în o anumită piață, dacă au scăzut sau au crescut prețurile la produsele vitale, există o comuniune reală. Și dacă am vorbit zilele acestea cu toții în România de chibuțul, chibuțul are ca element de organizare fundamentală faptul că bunurile materiale care sunt acolo sunt puse la dispoziția tuturor membrilor chibuțului. Este o comunitate israeliană specifică, sigur că le-a lipsit și n-au avut decât anumite în anumite zone forțe de securitate, adică bărbați care au făcut stagiu militar, care aveau la dispoziție armament și care s-au opus cât au putut pe măsura experienței lor pătrunderii teroriștilor. Teroriști care, interesant, știau unde se află sistemele de întrerupere a curentului electric, de întrerupere a apei, deci își făcuse o documentare tipică unor comandouri specializate, profesioniste. Această promisiune a Israelului că va distruge Hamas este un obiectiv pe termen foarte lung. În niciun caz nu este vorba de câteva săptămâni, deoarece, în primul rând, trebuie să-i găsească, în al doilea rând, să-i identifice și, în al treilea rând, funcție de faptele lor anterioare se decide dacă îi lasă în viață, îi lichidează pe loc sau îi lasă în viață și vor fi judecați de tribunalele adecvate pentru ca opinia publică internă să aibă satisfacția că acești criminali care au contribuit la morțile din, la decesele din 7 octombrie să-și găsească liniștea sub pământ, pentru că de acolo au și venit, adică s-au manifestat ca niște ființe contra umanității. Nu te poți război cu femei, cu copii, cu bătrâni și să te porți de o manieră care este sălbatică și nu are nicio scuză. Nici credința, nici credința religioasă și nici faptul că un tânăr sau altul mânuie armamentul. A avea armament este o chestiune de responsabilitate, nici de cum de inteligență. În cazul lor au dovedit că n-aveau nici minte, doar erau. Există surse care spun că erau sub influența unui drog. Nu. Erau sub influența drogului animalității. Se vede clar din imaginile filmate. Această purtare sălbatică, după cum am văzut față de tinerii israelieni pe care au pus mâna fete și băieți, nu arată decât o frustrare. Și frustrarea pornește de la diferența reală între condițiile de viață ale tinerilor palestinieni și diferenți și condițiile de viață ale tinerilor israelieni. Asta se rezolvă la nivel statal. Da. Bun, vă mulțumesc mult de tot, domnule Petrescu, pentru analiză. O să urmărim în continuare ce se întâmplă în Israel și vă mai așteptăm la Prima News să mai comentăm împreună evenimentele de acolo. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc frumos și eu! Bun, discutăm acum cu analistul de politică externă, Alexandru Lăzescu. Mulțumesc că ați acceptat invitația! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. O vizită în contextul tensiunilor din Israel. Vedem, iată, o vizită a ministrului de externe rus, Sergei Lavrov, și ne întrebăm de ce l-a trimis Vladimir Putin pe Sergei Lavrov în Iran. Iran despre care se spune că ar fi în spatele evenimentului din 7 octombrie și în spatele Hamas. Vedem și declarații din partea Iranului de susținere a mișcării Hamas și a organizației teroriste Hamas până la urmă. Bun, așa tehnic vorbind, e o reuniune la Teheran între
mă rog, apropo de problema conflictului între Azerbaijan și Armenia, deci acolo este Azerbaijan, Armenia, Turcia, care este un actor important în zonă, Iranul, evident, și a venit și Lavrov. Dar evident că, dincolo de, să zicem, motivația oficială, ceea ce vor avea loc, evident, discuții legate de conflict. Și e interesant, de fapt, dacă ne uităm, am văzut că Lavrov a fost foarte activ, a fost în Corea de Nord, acum pe de altă parte Putin a fost la Beijing. Există așa clar o conlucrare, o legătură foarte strânsă și care cu siguranță are în vedere exact un obiectiv comun. Rusia până la războiul din Ucraina avea relații destul de bune cu Israelul. Deci Israelul, dacă să ne aducem aminte, că Israelul nici nu prea condamnat invazia rusească în Ucraina, motivația fiind atunci că rușii închideau ochii la raidurile aeriene deasupra Siriei și Libanului ale aviației israeliene, care cumva supraveghea și mai intervenea din când în când apropo de trupele și echipamentele și infrastructura umană și materială a Iranului din zonă. Iată însă că acum tonul s-a schimbat. Am văzut că Putin a comparat asediul Gazei cu asediul Leningradului în cel de-al doilea război mondial. Așa că lucrurile s-au schimbat. Probabil că pentru ruși e mult mai important să păstreze relațiile cu Iranul decât relațiile cu Israelul. Adică sacrifică relațiile, pentru că acum vedem exact se conturează acest front. Principal aș vedea un triunghi la care aș pune și Corea de Nord. Să nu uite, Corea de Nord au trimis acum 1000 de containere de echipamente militare, de muniție în principal pentru Rusia. Deci vedem acest tip de colaborare tot mai strânsă și sigur este și Beijingul, să nu uităm de Beijing. Beijingul încearcă cumva să joace mai ceva mai discret, deși foarte interesant, atât rușii cât și chinezii au oameni, deci au fost uciși oameni în atacul Hamas, sunt ostateci și chinezi și ruși în fâșia Gaza în acest moment, și cu toate acestea și Beijingul și Moscova rămân cumva clar de partea Iranului și din acest punct de vedere, iar e foarte important de spus, că ceea ce urmărește Iranul, de fapt, este o destabilizare nu numai, nu numai n-are o țintă doar în Israel, ci și o destabilizare, e foarte interesant de spus lucrul ăsta, o destabilizare a regimurilor sunite. De exemplu, liderul Hamas a cerut revolte inclusiv în Iordania, n-a spus chiar să fie răsturnat regimul de acolo, știți că Iordania este o monarhie, dar e clar că există mișcări și pe această direcție. Și interesant, mă uitam pe niște informații pe care le-am găsit în Telegraph, într-un articol din ziarul Telegraph, care spunea că, de fapt, în ciuda retoricii, regimurile, de exemplu, din Arabia Saudită sau din Emiratele Arabe Unite, pe canale, să zicem, în culise, nu pe canale oficiale, se dovedesc și ele foarte îngrijorate de Hamas. De altfel, Frăția Musulmană, care Hamas este aripa militară a Frăției Musulmane. Este, ca organizație, este interzisă și în Egipt și în Arabia Saudită și de aceea există și acolo îngrijorări. Și eu am văzut, de exemplu, un interesant clip, este un interviu acordat de liderul Hamas, care, știți, stă în Qatar în momentul de față, și un interviu la televiziunea saudită în care moderatoarea emisiunii a fost destul de agresivă cu
liderul Hamas. El cred că nu s-a aștepta neapărat la acest lucru. A fost și interesant că Arabia Saudită nu e o, nu e chiar așa o democrație. E clar că tonul cu care a fost abordată discuția, interviu, era unul care reflecta cumva și nervozitatea regimului de la Riyadh față de Hamas, față de, de toată această tulburare regională și, mă rog, nu e clar, nu e o mare lipsă de entuziasm față de, de Hamas, numai că trebuie să facă mers și pe frânghie, trebuie să țină cont de opinia publică și de aceea e o combinație de declarații la vedere pe, mă rog, în spațiu public și de discuții care au loc în, în culise și care se încearcă probabil oarecare colaborare. Nu-mi dau seama până la urmă dacă toată această abordare și aceste discuții ar putea salva relațiile. Probabil vor fi salvate pe termen mediu și lung, poate nu pe termen scurt, construite în principal prin acordurile Abraham, continuate apoi de administrația Biden, de reglementare a normalizare, se spune, a relațiilor între Israel și principalele țări sunite, cele din Golf, cu Egiptul, sigur, există relații, cu Marocul au fost stabilite, dar rămăsese în special chestiunea Arabiei Saudite, care e cel mai important stat de acolo și prin simbolistic este statul fel de lider în lumea arabă, prin cele, prin Mecca și Medina, prin semnificația asta de lider în, în lumea musulmană. Bun, vedem un val de proteste, adică continuă valul de proteste pro-palestiniene în întreaga lume, da? Și totodată o vizită în Israel a președintelui francez Emmanuel Macron. Franța, o țară foarte afectată de, de acest conflict. Ziua și amenințarea, numai Palatul Versailles cred că s-a închis de vreo 6-7 ori, mă rog, au fost evacuați turiștii de acolo, aeroporturi închise. O țară afectată și din punct de vedere economic, pentru că închizând aeroporturi pe bandă rulantă și deschizându-le câteva ore mai târziu, sunt și niște pierderi venite odată cu, cu treaba asta și se duce Emmanuel Macron, cel puțin așa a anunțat Palatul Elisee, în Israel. Ce așteptări aveți? Da, îmi spunea un prieten care a venit duminică, deci ieri de la Nisa, și se spunea că peste tot, inclusiv în autobuze și pe stradă, sunt patrule de poliție, adică e într-adevăr o tensiune importantă. Sigur, Emmanuel Macron e undeva în zona liderilor, sau mă rog, se adaugă celorlalți lideri care au fost în Israel ca o manifestare a sprijinului și evident și Franța e extrem de afectată. Există o mare comunitate musulmană din Franța, vreo peste 5 milioane de musulmani și sigur o parte semnificativă, am văzut și la Londra s-a întâmplat lucrul ăsta, sunt destul de virulenți. Sigur că în general, așa în limbajul politic corect se spune, doamne, sigur, trebuie să facem separația între nu toți cei care defilează sunt neapărat sunt pentru soluția izraeliană, soluția cu două state, nu neapărat pentru pro-Hamas. Dar realitatea e că ce s-a auzit ca sloganuri, bannere, discursuri, cam toate au fost pro-Hamas. Deci există această, sigur, nervozitate destul de ridicată cam peste tot în Occident. Vorbeam și cu cunoștințe, cu oameni din Germania și îmi povesteau că situația e extrem de tensionată. Și foarte interesant, apropo de atmosfera generală, un jurnalist german spunea că, de exemplu, vorbind cu un tânăr arab, nu știu dacă era palestinian, dar oricum un tânăr arab, îi spunea că pentru el e aproape imposibil să aibă o altă părere decât pro-Hamas în comunitatea lui, pentru că ar avea extrem de mult de suferit. Deci există această presiune și atmosfera generală e foarte tensionată și foarte greu de gestionat. Deci,
Bun, da, nu mai avem timp din păcate, însă o să mai organizăm poate o ediție săptămâna aceasta, în măsura în care apar date noi de acolo. Vă mai așteptăm la Prima News. Vă mulțumesc mult de tot pentru intervenție. Cu mare plăcere, o zi bună vă doresc. Doamnelor, domnilor, ne revedem mâine la ora 12 aici la Prima News. Aveți o zi cât mai bună.